Maria și Ștefan Bologan de la Doltu, vouă care prin destoinicie și sufletul drept ce ați arătat pământului vostru și timpului ce v-a premărit fapta și numele cu răspundere într-o bucurie a țării voastre și a neamului ce ați zidit, vouă recunoștința și bătăile inimii noastre cu închinare. Mătușu Marie și nea Ștefane, ce-o fi aceasta în viața dumneavoastră, o biografie de om? E, nu mai este om pe lumea asta ca să scrie viața noastră. Pui mâna în foc în noi. Am fost totdeauna cu obrazul curat, față de sat, față de lume, nu știu cum cântăriți dumneavoastră. Dar am văzut eu cu Ștefan că vremea ține cu noi. Că nu mai e greu, că nu mai e ușor. Stima ta și ne-l ține pe om picioare. Bucuria, și e mare și e mitică, dacă e bucurie, omul merge înainte. Ia că s-a terminat război, asta tot e o bucurie. O veni vremuri noi. Tot o bucurie. E greu, e foarte greu să crești 11 copii. Dar i-am crescut, i-am învățat și lucrează și mă bucur de dânsă. Avem 3 doctori, avem un jurnalist, avem un scriitor, Vasile, avem constructorul Pavel, avem învățători și contabil. Dar Flora, Sirorul a rămas la pământ să lucreze. Ia ca așa ne-a fost viața. A fost de toate. Ia ca Ștefan, când a venit de armată, a văzut multe frumuseturi pe alte țări. Poduri de teatru frumoase, vrut el să facă și acasă. Și-a adus lui de post în sat. Și vedea, tot era drag și tot vrea să facă. Dar de-am dacă îmbătrânești, tot le gătește. Multe oameni vrea să le facă, dar nu-l dau de ceva. Dacă îmi dă tot aurul pe lumea asta, că eu nu-l dau cu Ștefan. Da, într-adevăr, tot aurul din lume nu răscumpără un destin atât de dramatic, atât de optimist și omenit în marea trecere a timpului, în care a fost a se împlini visul de veacuri a părinților noștri fără de moarte. La adâncuri, la mare adâncuri, e vuietul îngleștărilor cu viața, izbândind într-o lauda anilor ce le-a rânduit casa, lacrima curăției lor fără de seamă. Uitați-vă ce izvor bun, că și apă este. Încoace mai sunt încă 2 izvoare și trebuie să disupăm numai decât. Uite plopul și ala s-a uscat, dar uite alătre și salcând frumos. Am florit roza, m-am adus de pe timpul războiului să minți numai din Ceoslovacia. Am pus-o, crescut, am mai dat și la vecini. Dar uite aici am fost iaz, am un noi, trebuie să descup izboarele, să fac iazul numai decât. Că am cu 20 de nepoți, ori să vie la bunei, să am un aduce la aer curat, să aibă și vedea la bătrâni. Ia ca băieță și nepoță ne ajută, sănătate dacă ar fi. Aici e Florea cu nora noastră, Nina. E micănezător. Lumea zice că e un nemulțumit. Dar eu zic că e mulțumit că iubește pământul și dreptatea. Deci este de-alor a fost pășuni frumoase, pășteau vitele, era iarbă. Partea asta erau izvoară, dar cu timpul început să le are. Le-au arat mare folos, n-au dat. Am fost și la raion și am scris, am fost pe la șefi, dar dealurile tot au plecat la vale. A venit un președinte tânăr Popovici la Doltu. Se înțelege cu bătrânii, a făcut iazuri, fântâni. Cred că s-a făcut ceva la noi. Cel de-al patrulea fecior al Mariei și Ștefan Bologan, medic ftiziatru, animatorul unei practici de lecuire a pacienților săi, cu iarba dulce lui grai din părinți, cu apropierea sufletului de durerea omenească. După cum vedeți, noi aici avem un teren mic sportiv, care eu, în rezultatul muncii mele cu bolnavi, îl practic de mai mult timp. Este și o
metodă a mea personală, sufletească, de a mă apropia de bolnav, de a mă simte bolnavă ca un prieten al lui. Și el mi se deschide, sufletește, îmi spune de problemele lui, eu mă stăruiesc să-l ajut, să-l sfătui. Și asta duce, pe lângă arsenalul acela medical care noi îl folosim, duce la însănătoșirea mult mai grabnică a bolnavului și reîntoarcerea lui în familie. Ion, ginecolog, cu mătrul celora care întineresc de zor puterea satului, așezând în cântecele de leagăn de primăhală, speranța unui popor inimos, care din dragostea cea mare a doi părinți, vin să impună într-o sănătate a timpului principiile și legile perpetuare. Eci, ura, am scăpat de spălat blidile. Strașnic bun, nu se uite, nu ai jert, dar dacă trebuie, nu se rugat. Numai decât o să-l iau de cu mătă, nici să ție nu-i contra. Da, nu-s contra, eu chiar așa sunt gata să-l iau dacă aș avea un băiețel, da? Unii băiețelul? Dar nici nu vreți băiețel, băiețel. Unii băiețel? Gheorghe ne spune că găsit așa o mamă că lipa doi copii. Eu nu știu cine m-a avut, nu știu s-o gândit ea cum i-a lipat. Eu am avut 10 și n-am putut să lepăd nici unul. Și nici nu am dat niciodată și la urmă e ca o nepoată de la soră a rămas fără părinți și am luat-o. Și-a venit la noi în gospodărie și am trăit împreună și am s-o măritat, a venit la casa aici, a venit ca la dâns să-i vedem azi în gospodărie. Trăiesc, ghine, au 4 copchilași. Și cum așa o lăsat-o inima să le ies copil? Dacă ai lăsat, nici vântrea și nu ajunge. 4 copii am, dar nici unul nu-l dau la nimeni, nu-l les. Dar în viață sunt fel de fel de cazuri, dacă avem și o noră, care mi-a 4 copii și omul s-a dus la câșlig. Nici nu s-a întrebat de nimeni, nici nu a alungat-o nimeni, eu ieșit, s-a dus cu 4 copilași. Dar cum poate ieși să în loc, nu știu, că eu anii sunt surat și nu pot să nu mă gândesc 10 ori pe zi, ori pe noapte. Și fac ei. Când îi e dor de cei plecați, până în largul cerului se duce cofăclie. Fiii o cred că-i steaua rătăcind și-i dau un nume pământesc, Maria. Nu știe șirul anelor în trup, cu grija fiecărui ia zilele-și măsoară. Duminica e poarta ei cu flori, deschisă în univers și depărtare. Poți, Maria, am auzit că ai mulți copii. Câți copii ai, Maria? 11. 11. Da, când îi legănai, le cântai? Le cântam și eu și puteam. Vă rog, încercați, scântați. Adeliu și dormi. Adeliu și dormi. Hai, adeliu și dormi. Măi, cântiscu la mare și cântiscu la mare și marică și paletinu, măi, marică și paletinu, măi, hai, tarică și stejariu, tarică și stejariu, măi, și mori de ajutor, și mori de ajutor, măi, de dat apă pe cuptor, au de dat apă pe cuptor, tati vara la cosete, tati vara la coset, măi, hai și mami la prașuit, și mami la prașuit, măi, hai liu-liu-liu-liu-liu-liu. Gheorghe, jurnalist, e cel care a fost primul maicăi de ajutor și îndrumător al neamului de frați, el de dorul maicăi vegea, de șoapta ei în lupta lui pentru adevăr. Muzica
cu viața. Sănătos, bine, ca muncim, tăleac, tăleac. Ce-și e greu dai pe acasă, nu vezi? Vezi cum trăim, măcar aici, bătrâni să vii la voi să vă vadă. Dar băi, ce-ți faci? Mi-a cam mai câtă-i vremea bună, este rând noi să acoperim. Cam cât timp a fi el gata? Dacă o să fie materiale, cred că undeva în 5 ani de zile o scoatem la capăt. Dar dacă nu ar fi materiale, problema e foarte complicată. Dar până la urmă, numai să vedeți și frumusețe de monument, de artă și arhitectură, o să avem noi aici, la Căpreanu. Familiei Bologan, sărbătoarea satului în care lumea onorează cea mai sacră zestre patrimonială a lui, care este casa cu cei doi părinți împărați, aducându-le urări de sănătate într-o pildă ce au arătat a fi oameni de cea mai aleasă omenie. Maria și Ștefan Bologan, astăzi e un prilej în plus să-și vadă nemurelele grămadă, bucurându-se de revenirea lor la vatră. Ce, măi, Dumitru, ai văzut cum te-a afișat la gazetă, măi? Am văzut, măi. Văd că nu aveți toți dreptul să scriți. Scriți și ce? Da, da, să scrim, că ai luat laptele anuță, ai luat laptele... La altele s-a trecut, s-a pus o pridânsa să fie în prezident, dar și la în ce? Eu șef de fermă la urma urmei. Eu șef de fermă să iei la mine cu 6 copii să dai la altul, care mai are. Iar o strigață aici, băi, opriți-o, așa nu-i fermă, așa nu-i fermă, așa nu-i fermă, așa nu-i fermă, nu-i dreptate. Ce, așa ce, eu am 7 clasă, dar dumnealui are 2 instituții, dar șef de paznic la școală. Mă, Dumitru, de mine să nu te legi, și instituțiile să nu le șimpace, că obrazul meu costă mai mult ca postul tău. Și știm noi cum faceți voi planurile cele. Ce știm? Știm cum furnați apă în lapte, știm toate cele. Și motocicleta cum ai primit? Măi, lăsați, măi, sfata asta, nu vă mai... Traionul are încredere în mine. Eu dau planul. Nu-s vremurile cum au fost înainte, am altă vreme. Nu te atinge, Mina, nu te atinge, că dacă te-ar atinge pe tine, că tu știi de ce stai pasnic la școală. Nu de ce e că l-au pus pe dânsul, pe un Dumitru care nu-l pricepe nimic și l-au pus șef de fier. Și totuși viața e mai ca teatrul. Oricât nu le-ar explica Vasile Bologan, în conștiința părinților și a fraților care se produc în acest spectacol, replica rămâne a fi de la fața locului, în contextul epocii. Dar unde e Nicolae? Cam asta nu știi? Lui toată viața nu e ajunge. De când faci casa aceea, palatul și ala lui Mearde, de când... Ia să mai vorbim degeaba. Ștefan Gheorghevici, vă rog! Cântăm cântecele împreună, că mă grăbesc la firmă, dăm mâncare la vite. Bine, îl cântăm până ori nici elam. E m-am brațe dorole, se mă adresc pe dorile. E m-am brațe dorole, se mă adresc pe dorile. Să mă vadă mândrele, cum nu leg eu morele. Să mă vadă mândrele, cum colegi-au morele. Ei, când ce mai sunt, dar noi avem niște scrisoare așa că am primit. Câți scrisoare ne-ai trimis cât ai scris? Am trimis 1000, 2000, eu le țin minte câte le-am scris. Eu am văzut 500, dar poate mi-ai trimis la altele. Eu tare stiu, am uitat, poate trimis la altele. Am primit 37 într-o zi. Ia că am 2 scrisoare așa, ia. Și apa așa. Și-o fășim plic. Trei adresa. Adresa. Unde să vii, și unde să duci? Și atâta scrisoare, dar și te-ați cu ochii. Deci, fășești să-l te-a întâlnit. Da, da. Femeia nu era tânăr, nici eu nu eram bătrân. Mai scriem de dragoste, de una, de alta. Băieți, fete de pe care nu eram încânsurați, scriu fel de fel. Înapoi, i-am gândit, eu ce să fac să nu înțeleagă și grăiesc eu cu femeia prin scrisoare.
Am era la noi un gheaghe Mișa, ai la gheaghe Mișa, zi gheaghe Mișa, te rog, eu întors sar la Ștefan, nică nu înțeleg. Dar el nu-i spusea, zi-am eu trimis că sară înapoi și îi spun, zic, cine ai scris? Nică nu înțelegi. Și cine așa te nici nu înțelegi. Dar el spune, n-aș nu înțeleg nimic, eu numai ție scriu. Trebuie să te interesezi, să așa, două buchii la început nu le pui. Și la sfârșit, iar două buchii ori trei, numai să ți-a scuvânt cealaltă, dragă, pui ușor, ți-a scuvânt, așele de slagnirilor, dar așele la... Eu că am primit multe scrisori, dar am o scrisoare care o țin de 45 de ani, de când s-a terminat război, și o țin ca amintiri în familia noastră și dragoste de familie. Și vreau să vadă și copiii, și nepoții, să setească întrânsa, să vadă cum am trăit noi de dine o viață întreagă. Și a fost... pot să vă setești dumneavoastră, ca să știți. Și mi scriesc totul meu. Spune, dragă Măriuță, scumpa mea toție, tare mi-e dor de casa noastră și de tine. Și mă închin, cred că de grabă s-a gătit război și mă întoarce acasă și începe o viață fericită, cu dragoste. Oameni buni, eu împreună cu Ștefan vă mulțumesc că ați trecut pragul casei noastre. Sărbătorim împreună ziua familiei. Mulțumesc satului, partidului, guvernului că ne-a ajutat împreună, am crescut o familie sănătoasă și am învățat și am pornit pe o cale dreaptă. Ia că mai avem o bucurie. Ne-a mai venit o familie, o nepoțică. Da, a mai venit în familia Bologanilor încă o nepoțică. Iar din nuntirea pomilor îndrăgostiți, mai e un nepot și mai e încă un strănepot, întregind și întinerind sentimentul în nemuirii lor cu marele și nesfârșitul crug al continuității. Blagoslovită fie deci clipa locului roditor cu darurile dragostei, din care s-a zămislit într-o slăvire a pământului marele neam al Bologanilor.